În vlogul de astăzi o să vă arăt 5 idei pentru fotografia de produs. Pentru asta mă voi folosi de 5 lucruri pe care le-am găsit prin casă. Ele mă vor ajuta să obțin rezultate ca acestea. Subiectul nostru va fi un GoPro Hero 7 Black pe care l-am folosit mai bine de 2 ani. Înainte să începem, să vă spun câteva lucruri despre echipamentul pe care l-am folosit. Ca să-mi luminez subiectul, am folosit două lămpi LED care au stativ, o lumină ambientală ce creează această lumină albastră din fundal și o lentilă Canon de 28 mm macro. La finalul clipului o să vă spun cum aceste lucruri sunt de folos pentru fotografia de produs. Bun, hai să începem cu cele 5 idei. Prima, folosește oglinzi. Punând două oglinzi, una în fața celeilalte și GoPro-ul la mijloc, nu obținem una, ci două reflexii ale GoPro-ului. Acesta este rezultatul. Putem să ne jucăm cu ce avem, să schimbăm poziția oglinzilor pentru a obține și mai multe reflexii interesante. Dacă punem oglinda de sus, la un unghi de 45 de grade, obținem acest rezultat, care mie personal îmi place cel mai mult. Aceasta este fotografia mea preferată din ideea asta cu oglinzile. A doua idee. Pune lumini LED colorate în fața lentilei. Dacă luăm instalația colorată pe care o folosim să decorăm bradul, putem alege două LED-uri pe care să le punem în fața lentilei și rezultatul va fi acesta. Putem să punem o parte din instalație în spatele subiectului. În felul acesta obținem un fundal plăcut. Dacă ținem nu doar două, ci trei LED-uri în fața lentilei, umplem și mai mult cadrul, după cum se poate vedea. Ideea numărul 3. Pune subiectul într-un suport de pixuri. Un produs ieftin, cum este suportul metalic de pixuri, poate să devină și mai util. Dacă punem GoPro-ul înăuntru și fotografiem, obținem niște rezultate interesante. Dacă, în plus, avem o lumină ambientală, putem face cadrul și mai interesant. Lumina colorată oferă, în acest caz, un aspect futuristic. A patra idee. Folosește picături de apă. Dacă subiectul este rezistent la apă, așa cum este GoPro-ul, poți să folosești o sticlă cu pompiță pulverizatoare. Umplă cu apă și pulverizează pe subiect. Pentru a obține și reflexii în cadru, pulverizează apa și pe masă. Acesta este rezultatul. Avem picături pe subiect și o frumoasă reflexie în partea de jos a cadrului. Ca să adăugăm și mai mult la compoziție, putem completa cadrul cu un accesoriu. Ideea numărul 5. Folosește două pahare. Probabil cea mai ușoară modalitate pentru a obține un rezultat bun, paharele. Punem subiectul la câțiva centimetri distanță și fotografiem printre ele. Pentru ca această idee să funcționeze, lumina trebuie să atingă și paharele. Asta le va face să iasă în evidență. Pentru un rezultat și mai interesant, punem în pahare câteva lumini din instalația bradului de Crăciun. Acesta este rezultatul. Mie îmi place foarte mult. V-am prezentat aceste idei pentru a arăta că, pentru o bună compoziție foto, putem să folosim absolut tot ce avem la dispoziție. Dar regula 1 pentru a da frâu liber creativității, mai ales atunci când avem de-a face cu un subiect mic cum e GoPro-ul sau atunci când ducem lipsă de spațiu, este lumina. Trebuie să avem lumină bună. Așa că, pentru a lumina GoPro-ul, am folosit două lămpi Tolifo care au stativ. Dacă găsești niște produse similare, te vor ajuta mult. De asemenea, am folosit și lumina ambientală Godox CL10. Ea a creat acea lumină albastră de fundal. De final, am folosit lentila Canon de 28 mm macro împreună cu o cameră Canon M100. Acest obiectiv este util pentru că focusează la o distanță foarte mică și oferă un unghi larg de cuprindere. Ea m-a ajutat să integrez mai multe lucruri în cadru. Echipamentul contează, dar odată ce ai echipamentul de bază, lumină și o lentilă bună, nu există limite pentru creativitate. Eu v-am prezentat 5 idei pentru fotografia de produs, dar pot fi 100. Singurul lucru pe care noi trebuie să-l facem este să ne jucăm cu ce găsim.
Dacă ți-a plăcut acest video, apasă pe acel buton de like, iar noi o să ne vedem data viitoare. Ciao!